Astăzi ne vom uita pe graficele companiilor care sunt incluse în indicele BET și vom analiza graficul astfel încât să vedem la ce prețuri putem ajunge pentru diverse companii. Veți înțelege imediat la ce mă refer. Le vom lua pe rând, la este prima, după aceea urmează BRD, BVB și așa mai departe. Treaba este foarte simplă. Am intrat pe TradingView și am pus aici și am selectat perioada de o lună se poate observa, da, și perioada de o săptămână, dar pe noi ne interesează perioada de o lună și vom pune un Fibonacci din vârf până în bottom. Următoarea rezistență este la 1,61 pe Fibonacci, mai exact la un preț de 1,2%. Ron aproximativ, da? Și se poate observa destul de bine cum a depășit toate aceste rezistențe, iar deci de la 0,7 într-o lună a ajuns la 0,93. Deci, un lucru foarte, foarte pozitiv pentru Aquila. Dacă va avea loc o scădere, se procedează exact la fel. Se va pune un Fibonacci. Să nu uităm și de datele financiare pe care le-a înregistrat această companie. O vom căuta aici în acest tabel. Aquila se poate observa aici, a înregistrat un profit în anul 2022 de aproximativ 85 de milioane de lei iar în anul 2023 se estimează un profit de 93 de milioane de lei. Totodată se estimează un dividend cu un randament de 3,4. Vom vedea dacă acest randament va fi mai mare sau va fi mai mic, dar atâta timp cât voi ați cumpărat, poate la bottom, poate puțin mai sus, nu contează, randamentul vostru va fi mai mare decât randamentul care va fi anunțat, asta în cazul în care acțiunile pe care voi le dețineți în acest moment nu le veți vinde. Următoarea companie este BRD. Haideți să punem un Fibonacci de aici din vârf până în acest bottom și veți vedea destul de bine că în anul 2022, mai exact prin aprilie, martie, și-a luat o respingere de aici de la 0.618 pe Fibonacci și s-a dus aproape până pe la 0.236 pe Fibonacci, care înseamnă aproape de 10 lei per acțiune. La începutul anului 2019 a atins această rezistență de 0,236 pe Fibonacci, iar în acest moment se poate observa destul de bine cum a reușit să treacă puțin peste 0,5. Mă aștept ca BRD să crească în următoarea perioadă și atâta timp cât și-a luat o respingere de aici de la 0,618 pe Fibonacci și să vedem la ce prețuri am putea ajunge pentru BRD. Bun, treaba este foarte, foarte simplă, se poate observa, avem 17, următorul prag este la 19,6, 21, iar după aceea putem ajunge direct către 30 de lei, mai exact 28,5 lei. Nu este nimic imposibil, este doar o perioadă de timp. Așteptați-vă ca în curând să vedeți aceste praguri și când spun în curând, mă refer poate pe la mijlocul acestui an, dar rămâne de văzut. Vom vedea dacă anul acesta va fi un an bun în piață. Putem observa anul trecut cât de bine a mers, dar haideți să fim optimiști în ceea ce privește și anul acesta și să sperăm că totul va fi bine. Despre iHunt mi-a scris cineva în comentarii, așa că vom analiza și această companie din nou punem de aici din vârf până în bottom, aparent aici a fost bottom și se poate observa că urmează prima rezistență de aici de la bottom care este 0,236 pe Fibonacci, asta ar însemna undeva pe la 0,7 ron per acțiune, după aceea urmează 0,9, 1, 1,3 și așa mai departe. Haideți să măsurăm să vedem câte procente a avut această creștere pentru iHunt în anul 2021, nu vom calcula până la lumânarea maximă unde a înregistrat cel mai înalt preț 1,9 lei. Vom calcula aici până pe la aproximativ 1,6 ron per acțiune, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 1455%. Bun, haideți să măsurăm acum să vedem ce ar însemna pentru noi o creștere de aici din bottom, să spunem de 1000%. Nu 1400, scădem, și noi puțin punem 1000%. Bun, deci imediat se poate observa. 1000% ar însemna în jur de. Uh, hai să spunem 1010, în jur de 3 lei. Deci, să vă așteptați ca în următoarea perioadă, poate un an, poate mai mult, nu știu să vă spun, dar atâta timp cât a avut loc o creștere bună, iar compania înregistrează profit în mod normal ar trebui să și crească. Dar 1000% nu mi se pare imposibil, este la un preț de 3 RON per acțiune. Din punct de vedere al dividendelor, această companie nu distribuie foarte multe dividende, au distribuit câteva dividende, dar cu randamente cam micuțe. Mie nu-mi nu place foarte mult o companie care nu distribuie dividende la bursă. Maxez mai mult pe companii care distribuie dividende, dar din punct de vedere al acumulării ar fi bine să dețineți și niște iHunt în portofoliul vostru, dacă doriți, evident, pentru că se poate observa, da, a înregistrat un bottom, iar de aici de la în acesta se poate observa cât de bine s-a dus în sus. Haideți să eliminăm toate aceste uh, lucruri și să vedem câte procente a crescut. Deci, de aici de undeva, cam până pe aici, a crescut în jur de 112%. Asta înseamnă că v-ați fi dublat banii dacă ați fi investit pe aici, pe la bottom. Dacă doriți să investiți în acest moment, din punctul meu de vedere, nu ar fi prea târziu. Pentru Bursa de Valori București vom face același lucru. Fibonacci. Stați două secunde. Bun și se poate observa de aici din anul 2015 de unde am pus eu fiponaciul până prin 2016 deci din vârf până în bottom se poate observa cum de-a lungul acestor ani se, se întâmplă ca la 19, aproximativ 20 de lei să fie bottom s-a întâmplat odată în anul 2016, s-a mai întâmplat odată în anul 2018, încă dată în anul 2020, și aproape să se fi întâmplat și în anul 2022, doar că totuși a fost o diferență de aici, da? de la 22 până pe la 19. Era la aproape 2 lei de bottom. Iar de aici se poate observa cum ne-am dus rachet în sus. Și se poate observa cu exactitate pe 2.618 pe Fibonacci cum a dat cu capul în această rezistență, iar acum vom vedea dacă vom retesta această rezistență sau vom merge la vale către 53 de RON. Dacă ștergem acest Fibonacci și punem unul mai recent, să spunem de aici, din vârf până în scădere, da? Să spunem până aici. La fel. Se poate observa cum practic în acest moment suntem la 2618 pe Fibonacci. Am trecut cu succes, am retestat, iar acum dacă totul este conform planului, vom merge destul de rapid către 3618 pe Fibonacci, care ar însemna în jur de 80 de lei, ceea ce nu este imposibil pentru Bursa de Valori București. Trebuie să înțelegeți un lucru, că aceste creșteri și aceste scăderi au loc în timp, adică nu peste noapte și nu puteți să faceți bani așa destul de ușor adică introduceți astăzi o anumită sumă și peste o săptămână sau o lună vreți să aveți suma X. Câteodată nu funcționează așa pentru că au loc lucruri mai puțin pozitive în piață. Ne uităm în acest moment la Conpet și această scădere din anul 2017 a continuat a, așa, a avut loc acest mare creșt din anul 2017 până în 2020. Da, Aici a, aici s-a înregistrat un fel de bottom. Dacă nu doriți să fie acolo, poate să fie pe aici, pe undeva, dar în mare parte în, în această zonă. Da, să lăsăm aici. În acest moment mergem către 0382 pe Fibonacci, mai exact la prețul de 87 de 88 de lei, după aceea către prețul de aproximativ 100, da? 98, 100. Dacă ștergem acel Fibonacci și punem unul mai de actualitate, mai în prezent așa, se poate observa că dăm cu capul în 0.618 pe Fibonacci. Mare, mare atenție, se poate observa, da, acest bottom, am trecut de prima rezistență cu succes, am dat cu capul, am stat o bună perioadă, am continuat, am dat din nou de o rezistență 0,5 pe Fibonacci, am dat cu capul, ne-am întors, deci în acest moment trendul este în creștere și pentru Compet. Haideți să vedem câtă forță și până la ce prețuri va putea ajunge cont și atunci când doriți să investiți în diverse companii, cel mai bine intrați pe, pe TradingView, puneți un Fibonacci, puneți din cel mai înalt punct până în cel mai jos punct posibil, iar de acolo veți avea aceste targeturi, da? adică 100, 125, haideți să vedem mai sus cam până pe unde poate ajunge, 165, 200, dar prețurile astea sunt deja mult prea mult prea înalte pentru, pentru perioada noastră și trebuie să o luăm treptat, da? adică să ne uităm prima dată dacă a trecut cu succes de 91 de lei, după aia dacă trece de 100 de lei cu succes, dacă trece și de 125 de lei cu succes, atunci înseamnă că tendul este pozitiv, piața este pozitivă, dar mare, mare atenție pentru ce perioadă de timp, pentru că nu totul crește la infinit și vom avea parte și de diverse scăderi. Aveți două variante în acest moment, dacă investiți pe termen lung, nu ar trebui să vă intereseze aceste lucruri. Eventual puneți un Fibonacci să vedeți până la ce prețuri ar putea ajunge o companie atunci când scade și să vedeți la ce prețuri puteți lua voi în acel moment. Sau a doua variantă ar fi să spunem că dacă reușește să treacă de 100 de lei, ar trebui să luați în calcul o ieșire din piață și să vă atingeți și voi acel target de profit. De cele mai multe ori acest Fibonacci funcționează cu exactitate. Următoarea companie este Digi, vom pune Fibonacciul din vârf până aici unde s-au înregistrat mai multe lumânări da? și unde s-a format și bottom și se poate observa că virgulă cu timpul în acest moment de exemplu a ajuns la 1 pe Fibonacci, ceea ce înseamnă o rezistență destul de mare și este un prag important pentru că de aici vom avea două variante, ori vom, ori vom merge către 1,618 pe Fibonacci, ori vom merge la vale, da? către 0,786. Dar dacă, să spunem, ștergem acest Fibonacci și punem unul mai de actualitate. Da, să spunem de aici din vârf până în această scădere, se poate observa destul de bine că suntem la 0,786 pe Fibonacci și avem două variante, ori mergem către 47 de lei, ori mergem către 40 de lei. Deci acestea sunt cele două. Nu uitați că suntem pe perioada de o lună. Deci fiecare candelă reprezintă o lună. În această lună se pot întâmpla foarte multe lucruri, dar de obicei când investim pe termen lung ne uităm la aceste aspecte ca să știm și noi în ce moment ne aflăm. Următoarea companie este Electrica. Vom pune fibonaciul de aici din vârf până în acest bottom Da, și evident că ne-a dat. Uh, că suntem puțin peste 0.618 pe Fibonacci, ceea ce înseamnă că dacă totul este conform planului, mergem către 12 lei și chiar 14 și, și eventual 18-19 lei mai, mai târziu, da? adică în câteva luni. Sau mergem la vale, al doilea scenariu, pentru că avem două scenarii aici, ori urcăm, ori mergem la vale. Dar la cât de bine arată această luminare, mi-e destul de greu să cred că vom merge la vale cel puțin o, în prima lună, a doua lună din acest an. Poate eventual pe la mijlocul anului să vedem niște scăderi, dar până atunci și mare, mare atenție, uitați-vă la, uitați-vă pe Fibonacci, iar dacă nu vă place perioada de o lună, să spunem, haideți să punem pe o săptămână, da? Pentru că și pe o săptămână se observă destul de bine multe alte lucruri, iar dacă dăm pe perioada de o săptămână se observă mult mai bine cât de mult a atins electrica această rezistență la 0.236 pe Fibonacci, dar se poate observa aici, a atins o dată, a doua oară, a treia oară și aproape a patra oară, iar după aceea mai crescut. Deci fibonacci pentru voi nu ar trebui să lipsească. Încă o dată vă reamintesc, intrați pe TradingView și puneți un Fibonacci din vârf în bottom și vă va da diverse targeturi, da? Adică 12, 14, 19, 20 de lei cum v-am spus și eu. Iar ultima companie de astăzi este Sfera Francis Group. Haideți să ne uităm puțin pe această companie să vedem ce s-a întâmplat cu ea și la ce prețuri vom putea ajunge. Punem un Fibonacci din vârf până în bată. Exact aici. Haideți să dăm puțin uh, să se vadă mai, mai bine. Bun, se poate observa în acest moment A, am pus Fibonacciul și în 2021, în iulie, august, ceva de genul pe aici, pe undeva, se poate observa, a dat cu capul în rezistență la 0,236 pe Fibonacci, de unde evident că a venit din nou la vale. Să spune că este un Fibonacci pe o perioadă de timp mult prea mare. Nu este nicio problemă, îl ștergem, dar de multe ori să știți că ne ajută și acest Fibonacci pe perioade mult mai mari și punem un Fibonacci mai de actualitate, da? de aici, din 2021 până în această scădere, adică de la valoarea maximă până la bottom. Și se poate observa că a trecut cu succes de această rezistență la 1.61 pe Fibonacci și s-ar putea să ne îndreptăm către 31 de lei pentru sfera Francis Group. Mare, mare atenție! Și în continuare vă reamintesc, putem selecta și perioada de o săptămână să vedem mai bine ce s-a întâmplat și uitați-vă și voi, a atins aici un, un vârf, după aceea a scăzut puțin, dar nu se observă pe perioada de o săptămână, așa că vom da pe daily ca să, ca să vedeți și voi la ce mă refer. Asta câteva zile aici, iar după aceea și-a continuat trendul în creștere. Da? Încă o dată vă reamintesc, uitați-vă câte zile a putut să stea aici deasupra acestei rezistențe. Haideți să dăm pe o săptămână eventual să se vadă mai bine. Din iulie 2023 și până în, să spunem, noiembrie, da? S-a tot menținut în jurul acestei valori de 20 de lei. Nici n-a urcat, dar nici nu a scăzut. Iar după o mișcare laterală, are loc o mișcare agresivă în sus. Mai ales dacă este o mișcare laterală care durează o perioada mai mare de timp. Și vă, tot, și vă tot spuneam că uitați, a avut din nou o mișcare laterală aici, și după aceea a crescut, din nou o mișcare laterală, iar a crescut și același lucru se întâmplă de fiecare dată. Rămâne de văzut în acest moment ce se va întâmpla. Nu m-ar mira să văd de exemplu, de aici o mică scădere, să ne menținem ușor, puțin peste 1618 pe Fibonacci, în jurul acestei valori de 24, 25, 26 de lei, iar după aceea să vedem din nou o creștere până pe la 31, poate chiar mai sus în lunile viitoare. Cam acesta a fost videoclipul pentru astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Scrieți-mi părerea voastră în comentarii și până data viitoare nu îmi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!